Peste 17.400.000 de apeluri la 112 au fost efectuate în 2013. Uimitor este faptul că doar 29,09% dintre acestea au fost reale. 70,91% dintre apelurile la numărul unic de urgență s-au dovedit a fi false, iar cele mai multe astfel de apeluri abuzive s-au înregistrat în județele Covasna, Călăraș și Mureș. De obicei, copiii și tinerii sunt cei care cred că fac glume bune și sună fără rost la numărul 112. Se întâmplă însă ca astfel de apeluri să provină de la persoane cu probleme psihice. Cel mai adesea, apelurile false sunt efectuate de pe cartele prepay. La nivelul întregii țări au fost sancționați pentru apeluri false și abuzive 10.892 de cetățeni. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în Teleorman, Suceava și București. Per total, anul trecut în județul Suceava au fost primite și tratate 354.065 de apeluri. Dintre acestea, 23,47% au fost reale și 76,53% false. Apelurile au fost transferate către ambulanță în proporție de 46,88%, poliție 21,60%, ISU sau SMURD 31,02% și jandarmi 0,50%. Pentru apeluri false și abuzive către numărul 112, 1.269 de cetățeni din județul Suceava au fost sancționați conform legii. Multe persoane sună fără a avea urgență, se interesează despre evenimente care se petrec în localitatea lor, adresează injurii operatoarelor, râd, pun muzică sau nu vorbesc. Se solicită informații despre numere de telefon, se cere legătura cu diverse instituții sau persoane publice, ori se solicită sfaturi medicale. Autoritățile fac apel la cei care sună abuziv să nu încarce inutil liniile de urgență 112, întrucât un apel fals poate duce la pierderea unei vieți. La 112 se sună doar atunci când aveți cu adevărat o urgență.